Fostul procuror general Eduard Harunjen susține că ocuparea în continuare a funcției de procuror general interimar de către Ion Munteano devine neîntemeiată și ilegală, iar orice act administrativ semnat de către acesta este pasibil de nulitate absolută. Mai mult, Harunjen spune că deja l-a informat pe Munteanu că mandatul acestuia încetează din data de 10 noiembrie 2022, în condițiile în care decretul de demisie a fostului procuror general a fost contestat. Procuratura Generală a declarat pentru TV6 care a recepționat solicitarea iar afirmațiile solicitantului urmează a fi examinate. Într-un comunicat expediat presei, Eduard Harungen menționează că la data de 10 noiembrie curând i-a adresat Procurorului General Ion Munteanu un demers prin care l-a informat despre cererea prealabilă depusă de el în adresa președinției cu privire la suspendarea și anularea decretului președintelui din 11 iulie 2019 privind eliberarea sa din funcția de Procuror General. În asemenea, circunstanțe, potrivit prevederilor articolului 171 aliniatul 5 din Codul Administrativ, efectele de drept ale decretului nominalizat se suspendă până la soluționarea definitivă a cazului, adică cu repunerea subsemnatului în funcția de Procuror General din data de 10 noiembrie 2022. În aceste condiții, ocuparea în continuare a funcției de Procuror General Interimar de către domnul Ion Munteanu devine neîntemeiată și ilegală, iar orice act administrativ semnat de către acesta este pasibil de nulitate absolută, precizează fostul procuror general Eduard Harunjen în mesajul său. Contactat de TV6 pentru o reacție, purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale, Violina Moraru, ne-a spus că instituția pe care o reprezintă confirmă parvenirea la 10 noiembrie 2022 în adresa instituției adresării lui Eduard Harunjen, conținutul căreia a fost făcut public de către autorul acesteia. Alegațiile expuse de către solicitant urmează a fi examinate în limita competențelor atribuite prin lege Procuraturii Generale. La etapa actuală, deoarece adresarea este în proces de examinare, Procuratura Generală se abține de la careva comentarii cu privire la subiectul abordat de către petent. Totodată reiterăm că Procuratura își va ghida în continuare activitatea conform principiilor legalității, imparțialității și independenței, a precizat aceasta. Între timp, în față fața casei procurorului general interimariu Ion Munteanu a avut loc un protest. Manifestanții au cerut demisia acestuia din motiv că ar susține un regim dictatorial, așa cum scria pe bancarte. Procuratorul de cuvânt al Procuraturii Generale, Violina Moraru, ne-a scris într-un mesaj că orice cetățean are dreptul la întruniri și manifestații pașnice cu respectarea normelor juridice. Totodată, reiterăm că Procuratura își desfășoară activitatea în stricte conformitate cu legislația. A precizat aceasta. Precizăm că joi fostul Procuror General Eduard Harunjen a anunțat că vrea să revină în funcție. El a cerut președintelui Maia Sandu să anuleze decretul semnat de Igor Dodon în iulie. 2019, prin care a fost destituit din funcția de procuror general al țării. El susține că documentul este unul ilegal, iar demisia sa a fost făcută în rezultatul unui șantaj politic. Totodată, Harunjen se declară nemulțumit de activitatea unor procurori și susține că politicul face presiune asupra lor. Pentru TV8, șeful statului, Maia Sandu, a declarat că lupta împotriva corupției va continua și toți cei care au servit regimurilor corupte nu au nicio șansă să revină în sistem. Aflat în arest la domiciliu, Igor Dodon, care a semnat decretul de demitere a lui Harunje, nu a venit deocamdată cu un comentariu. Anterior, el a spus pentru TV6 că Harunje n-a fost numit în funcție respectându-se Constituția și a admis că pentru plecarea acestuia ar fi fost făcută presiuni politice.